Pasajul Unirii din București se închide temporar din cauza unor lucrări la rețeaua de gaze. Timpul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 3 săptămâni, astfel că circulația va fi restricționată până pe 12 septembrie. Diana Toma vine cu toate datele. Bună ziua, Diana! Vă găsit, într-adevăr, pasajul Unirii s-a închis începând de aseară de la ora 23 și până va fi închis până pe data de 12 septembrie, estimează autoritățile. Foarte important în acest caz de precizat este faptul că restricțiile temporare sunt cauzate de lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție a gazelor naturale și vizează în special segmentul Bulevardul Ion Cebrătianu, segmentul cuprins între Piața Universității și Strada Brăției. Foarte important de precizat este faptul că sunt vizate totodată și alte segmente, de exemplu Bulevardul Ion Cebrătianu, sensul de mers spre strada Ion Ghica către pasajul Unirii, benzile 1 și 2. Totodată este restricționat accesul și în pasajul Unirii pe sensul de mers dinspre Piața Universității spre Bulevardul Dimitrie Cantemir și totodată sub traversarea succesivă a benzilor pe Bulevardul Ion Cebrătianu. Important de menționat este faptul și că poliția asistă la fluidizarea traficului în aceste momente. Vedem cum acționează un polițist și încearcă să asigure și pietonilor o circulație protejată, precum și traversarea pe la locurile special amenajate, pe la trecerile de pietoni și doar pe la marcajele existente în zonă. Totodată, brigada rutieră cu acest prilej a ținut să transmită un mesaj conducătorilor auto și spuneau aceștia că este indicat ca aceștia să circule cu prudență și mai mult decât atât să respecte semnificația indicatoarelor rutiere montate temporar în această zonă și să fie atenți chiar și la semnalele polițiștilor. Vă reamintesc totodată faptul că este extrem de important ca pietonii să treacă pe la locurile special amenajate, pe la trecerile de pietoni existente în zonă și mai mult decât atât să treacă pe culoarea verde a semaforului și să se asigure atunci când trec asta pentru a evita, bineînțeles, posibilele accidente. Odată cu începerea lucrărilor la rețeaua de gaze, pasajul Unirii se închide temporar pe sensul de circulație spre intersecția Budapesta. Lucrările ar putea fi finalizate în aproximativ 3 săptămâni. Anunțul a fost făcut de Poliția Română. Conform sursei, circulația în zona respectivă ar putea fi reluată în jurul datei de 12 septembrie. Restricțiile vor fi introduse pe rând de către autorități. Nu doar circulația prin pasajul Unirii va fi restricționată. Alte zone vizate de această schimbare sunt Bulevardul Cebrătianu pe sensul de mers dinspre strada Ion Ghica spre pasajul Unirii, benzile 1 și 2 de circulație și pasajul Unirii pe sensul de mers dinspre Piața Universității către Bulevardul Dimitrie Cantemir. Totodată vor avea loc subtraversări succesive ale benzilor pe Bulevardul Cebrătianu. Siguranța pietonilor va fi asigurată de către polițiștii rutieri, iar în zonă vor fi amplasate noi semne de circulație. Pasajul Unirii este recunoscut pentru durata record de realizare. Construirea acestuia a durat 34 de zile. Pasajul are o lungime de 900 de metri, dintre care 600 sunt acoperiți și are în componență 4 benzi de circulație, câte două pe fiecare sens. A fost inaugurat la 6 iunie 1987.